tuturor sau bună dimineața tuturor. Eu am reușit să mă trezesc datorită lui Cătălin. Mulțumesc, Cătălin. Și pe hol m-a bătut pe spate și mi-a zis, hai, e timpul să te trezești, începem. Mulțumesc mult. Am foarte, foarte mulți foști colegi în sală, am foarte mulți actuali colegi în sală, foarte buni prieteni, care probabil vor vedea o prezentare care nu le va spune nimic, fiindcă mă cunosc și vor recunoaște ce vorbim în fiecare zi. Pentru ceilalți pe care nu vă cunosc sau nici voi pe mine, sper să fie o jumătate de oră în care să pot să învăț și eu de la voi, din întrebări sau din comentarii. Dar ce mi-am propus astăzi este să vă dau câteva lucruri despre ce cred. Prima dată am vrut să mă duc pe internet să fac toate research-urile posibile. Le-am făcut și am zis, nu mă reprezint. A doua oară am zis, mă duc la companie, la noi, vorbesc cu cine trebuie și o să-mi spună pe PR ce trebuie să spun. Am renunțat și la asta. Și atunci vă rog mult să aveți răbdare cu mine și eu o să încerc să fiu cât se poate de autentic, ca să zic, în ceea ce mă privește și cum văd eu motivația. Am început cu poza asta din spatele meu și probabil că toată lumea știe Pygmalion, Galatea, pentru că vorbim de motivație și vorbim de management. Tipul ăsta, Pygmalion, extrem de consecvent, și-a dorit ceva. Și-a dorit așa de tare, și-a lustruit statuia așa de tare, s-a rugat așa de mult, încât la un moment dat, visul lui s-a îndeplinit. Statuia respectivă a devenit de adevărat la un om, iubita lui pe viață. Și o să încep cu asta și o să vedeți că o să termin cu asta. Pentru că până la urmă, un manager vorbește despre capabilitatea lui de a crește oameni. E adevărat, ai succes în business, îți faci target în fiecare lună, în alte luni nu, se întâmplă, nu? Reușești să aduci motivație, inspirație la un moment dat, dar ce rămâne după tine sunt oamenii cu care lucrezi. Din cauza asta, înainte de a începe să vă povestesc, am să vă trec prin trei fotografii și o să vă pun trei întrebări și vă rog să-mi răspundeți. Vă motivează? Ce avem aici? Avem un castel undeva, o poză superbă, un drum pe care fiecare dintre noi vrea să-l aibă sau chiar un castel pe care cineva s-ar putea să și-l dorească la un moment. Pe cât motivează treaba asta din sală? Dacă ridicați mâna. Okay. Vă inspiră? Vorbim de capabilitatea de a face inovație, vorbim de natură, vorbim de univers, vorbim despre... Vă inspiră? Super, mulțumesc. Vă face să vibrați? Sunt doi copii, super, sunt ai mei, băieți. Și atunci, care e motivația pentru fiecare dintre noi? Ce ne face să ne trezim dimineața, cum zicea Cătălin? Ce ne face să ne schimbăm jobul, cum zicea Melania? De ce suntem aici toți? Și am încercat să depictez, dacă vreți, cuvântul motivație. Și motivația nu e un cuvânt simplu. Deloc, nici în română, nici în engleză, nici în franceză. Motivație. Ça va pas. Nu aici. Doar motivație nu merge. În schimb, motivația ține de valori, de valorile noastre ale fiecăruia dintre noi. Ține de convingerile pe care le avem și foarte mult de modul în care convingerile noastre sunt văzute, sunt regăsite în locul în care lucrăm, prin atitudinea celor cu care lucrăm. Atitudinea este probabil, și am în spate un prieten foarte bun, Traian, de la care am învățat multe, el e managerul unei echipe de 700 de oameni în România. Atitudinea e tot în legătură cu lucrul cu echipa. Așteptările echipei. Nu putem să motivăm pe cineva care se așteaptă să-și ia un tur în Franța, dacă el nici nu-l vrea și noi nici nu-l avem. Nu? Și idealurile. În fiecare zi mergem la servici și o să vedeți un pic în prezentarea mea. Cele trei poze pe care le-ați văzut sunt trei idealuri foarte diferite. Și indiferent unde lucrăm, că lucrăm la împins cutii cu Coca-Cola pe linia de fabricație,
sau că lucrăm la birou de marketing, ca director de marketing, toți avem idealuri. Și toți trebuie să le respectăm. Și pe ale celorlalți. M-am uitat și am trecut prin multe țări în viața asta. Am lucrat în Franța, am lucrat în Anglia, am lucrat la Istanbul. Câteva luni de zile a fost extraordinară experiența să înțeleg care e motivația oamenilor respectivi. M-am dus până în Israel și acolo am încercat să înțeleg un fel. Nu știu dacă am reușit, dar am încercat. Dar am învățat multe lucruri în fiecare țară. Sunt oamenii la fel? Au aceleași așteptări? Nu. Dar tind spre același gen de idealuri. Am lucrat în companii diverse și aici pe tablă aveți Because You're Worth It, da? A Better Life cu Danone, Mieux Vivre, se numește în franceză, Sharing Happiness cu Coca-Cola și am lucrat și la Vodafone, care era Connected People, sau cu Nokia Connected People. Toate companiile astea au adunat oameni de peste tot, i-au format și după aia au trăit mai departe. Au plecat oamenii pentru că companiile nu erau bune? S-au dus oamenii în altă parte să dezvolte pentru că nu aveau ce trebuia în companiile respective? Nu. Au plecat, în 90% din cazuri, din cauza managerului. Nu din cauza mea. Nu neapărat din cauza. Da? Și atunci, întrebările la care vreau să răspund împreună din punctul meu de vedere, dar aștept comentariile dumneavoastră, sunt trei. Putem să motivăm toate echipele în același mod? Managerul direct sau liderii organizației sunt responsabili de motivația sau de engagementul pe care îl are o echipă la un moment dat? Și a treia întrebare, sistemul de bonusare, sistemul de motivare sau valorile companiei sunt de fapt lucrurile care țin compania în picioare și oamenii motivați să vină în fiecare zi la serviciu? Diferența între o corporație și o companie fundamental antreprenorială este enormă în esență când ne uităm din afară. Dar sunt foarte, foarte, foarte hotărât și foarte deschis să am și un feedback un altul, să cred că de fapt în fiecare companie, în fiecare departament este un mic antreprenoriat, o mică funcțiune care își decide soarta. Și ce avem aici? Avem tipul care împinge la zile, de care vă ziceam mai devreme, omul care se întâlnește cu 30 de clienți în fiecare zi și încearcă să-i convingă pe cei 30 că produsul lui e ăla care trebuie vândut, o echipă care desenează, mobilizează și creează targete pentru ceilalți de management și, evident, o persoană care doar răspunde la telefon. Cum îi motivăm pe fiecare dintre ei? Le spunem tuturor vrem să fim echipa numărul 1. Când ești la cască, nu prea vrei să fii echipa numărul 1. Adică ai vrea să fie cât mai simplu. Când clădești targetele, da, vrei să fii echipa numărul 1, în mod sigur că vreau să fii echipa numărul 1. De ce? Pentru că nu eu o să muncesc să fac targetul ăsta. Ok. Când ești pe stradă, vrei să reușești în fiecare zi? Da, vrei să reușești în fiecare zi, dar ai vrea să fii și consecvent în ceea ce faci. Să poți să te bucuri, cum zicea Cătălin, de fiecare clipă. Și atunci e greu să-i motivezi pe toți la fel. Și în urmă cu probabil 12-13 ani mă angajase să mă bea la Danone. M-am întâlnit cu CEO-ul companiei, făceam parte dintr-o grupă de asta care avea ca induction program să se vadă și cu CEO-ul. Și i-am pus întrebarea, auzi, dar tipul din fabrică, cum îl motivăm? Și el s-a uitat la mine și mi-a zis, foarte simplu. Spune-i doar mulțumesc. De acolo plecăm. De la doar mulțumesc până la a crea idealuri. Pentru că nu toată lumea e la fel. Însă trebuie să înțelegem, să concepem și să avem comportamentele care să-i determine pe oameni să stea, să învețe, să livreze în fiecare zi. Să încarci lăzi 20 de ani de zile, în al 19-lea an, ce zici? Ai încărcat 19, mai avem unul. Greu. Dar dacă zici mulțumesc 19 ani, el e respectul pe care și-l caut. Cine e responsabil cu motivația? Managerul direct sau liderii organizației? Și ce aveți în spatele meu e o conferință de vânzări de la Coca-Cola,
în care am invitat absolut toți oamenii și am încercat să înțeleg dacă speech-ul meu îi va face să vibreze și să țină 6 luni de zile sau de îndată ce terminăm, de click, ne întoarcem în viața reală. Și sincer, speech-ul meu poate să facă să vibreze echipa mea, cel puțin, pentru 30 de minute cât ține speech-ul. Dacă sunt inspirat. Dacă nu, nu. Dar angajamentul fiecăruia dintre noi, investiția în timp și timp de calitate, investiția în interesele persoanei din fața noastră și investiția în sentimentele și până la urmă personalitatea celui de lângă tine face diferența și motivează echipa. Am 3 citate care o să vedeți sunt foarte diferite unul de altul, dar care mi se par foarte relevante de la oameni care au reușit în viața asta mult mai multe lucruri decât am reușit eu, deocamdată cel puțin, și care pe mine mă inspiră. Primul citat, și a fost uluitor și pauza între cele 2 rânduri nu e întâmplătoare. Șeful meu de atunci, Per Breimer, director comercial pe toată Coca-Cola Hellenic, 28 de țări, mi-a zis, treaba mea nu este să te motivez pe tine. Și a făcut pauză. Și eu mă uitam la el și ziceam, ăsta e mai tâmpit ca mine. Dar după care a continuat și a zis, treaba mea este să înlături toate barierele din fața ta, ca tu să poți reuși. Mi-am cerut scuze în gând, dar e adevărat. Al doilea citat e al CEO-ului de care vă vorbeam, Frank Ribu, de la Danone, care zice, ca manageri, dacă chiar ne luăm prea în serios, rolul, riscul că eu să fie un complete failure. Mai bine, hai să lucrăm cu echipele, să ne luăm riscuri și să fie fun. Și după aia vom reuși. Al treilea lucru despre care vreau să vorbesc, un tip extraordinar, Dimitris Lois, Dușan încă nu l-a întâlnit, dar sigur o să întâlnească. Dimitris Lois este CEO-ul companiei noastre. Și după toate discuțiile despre motivare, despre carieră, despre orice, tipul a concluzionat, vom avea viitor cu oamenii noștri dacă avem aceleași valori. Pentru că valorile, de fapt, fiecărui individ trebuie să se îmbine cu valorile companiei ca să putem merge mai departe, împreună. Și atunci, răspunsul la întrebarea asta e evident, nu? E sistemul de compensare? Chiar un stick, cum l-ar numi unii, nici vorba. E sistemul de motivație, carier, patul ăla care ne desenează fiecare corporație? Nu e. E interacțiunea noastră ca manager cu fiecare dintre cei cu care lucrăm în absolut în fiecare zi. Și s-ar putea câteodată, mai ales că echipa mea de față, să-i dezamăgim complet. Dar important e ca după o perioadă de 6 luni, un an și jumătate, ei să se simtă în siguranță, să simtă că investim personal în dezvoltarea lor și că investiția asta nu e făcută doar pentru că suntem în aceeași companie și se întâmplă ca unul să fie manager și unul să fie mai puțin manager. Nu. Și pentru că interesul managerului e autentic. Bă, acolo mi-a rămas frumos. Și atunci mi-am permis să vă pun pe tablă care cred eu că este profilul unui manager de succes, un manager care motivează oameni. În primul rând, un manager, dacă nu e bolnav de entuziasm și entuziasmul să fie epidemic, mulțumesc mult, e greșit, nu e la locul potrivit. De ce? Dacă entuziasmul îți lipsește, pasiunea de care am auzit vorbindu-se mai devreme, atunci te duci la birou și o să încerci să fii foarte inspirațional, spunând, astăzi trebuie să vindem 700 de mii de lăzi. Iar tipul o să zică, wow! Nu? Extraordinar. Nu merge. Entuziasm nu e vorba despre target în entuziasm. Ci e vorba despre relaționare. E vorba despre comunicarea aia dincolo de cuvinte. Atitudinea față de cel. Al doilea lucru, și asta o recomand mai ales și managerilor, dar mai ales oamenilor de HR, dacă nu ești îndrăgostit de oameni, nu încerca jobul de manager. Don't do it. Lasă-o pentru alții. Dacă nu poți să iubești și să-i faci să te iubească, forget about it. Dar dacă ești,
du-te și fă. Pentru că oamenii simt. E ca o relație. Dacă relația merge, ești acolo. Dacă îl iubești pe celălalt, dacă nu îl iubești, probabil că nu mai ești acolo mereu. Mai încerci, odată, două ori, trei ori, dar la un moment dat schimbi și schimbarea e bună. Și trebuie să fii un pic malion convins. Adică trebuie să fii sigur, ca manager, că tipul ăla pe care îl lustruiești, îl ajuți, mai lipești câte o dunguliță, îi faci freza câteodată statuetei, tipul ăla sau tipa respectivă va deveni ceva. Dacă tu nu crezi în oameni, dacă așteptările tale ca manager nu sunt pozitive față de oamenii tăi, ei nu o să reușească. Cred că toți, dacă mergeți pe internet, o să vedeți faimosul experiment al lui Rosenthal cu două clase de copii. Nu știe toată lumea? Ok, vi-l povestesc. Niște tipi, niște psihologi, intră într-o școală, absolut întâmplător, se duc la primul profesor și zic, am făcut un studiu, sunt geniali oamenii de aici. Copiii ăștia de aici sunt absolut perfecți, IQ-ul lor este way ahead și pleacă. Se duce în cealaltă clasă și zice profesorul respectiv, am făcut un studiu, you know, average. După 6 luni sau după un an, nu mai țin exact, dar oricum studiul a durat destul de mult, cei care li s-a spus că copiii sunt absolut fantastici, copiii au devenit fantastici. Pentru că au fost tratați ca niște copii fantastici. Investiția profesorului a fost enormă. Cei în care nu s-a investit, pentru că oricum erau average, so what's the use, au fost average. Deși realitatea era egală. Erau absolut același tip de copii. Ăsta e management. Tratează pe oameni ca și cum îi tratezi cu ce vor deveni ei, nu cu ce sunt ei. Și atunci o să devin. Jos aici e fundația, dacă vreți. Și nu poți să fii un manager bun dacă nu știi jobul, decât dacă ești un coach foarte bun. Dacă ești un coach foarte bun, poți să faci jobul de manager fără să fii expert. Dar trebuie să ai cel puțin una dintre ele. Și dacă vrei să-ți ții echipa, află care le sunt valorile, încearcă să vezi dacă se potrivesc cu ale companiei și rămâi un model. Asta este despre ce cred în general. Dacă e să vorbesc despre mine, pentru că mi s-a cerut și asta, sunt 3 lucruri care întotdeauna m-au motivat. Să pot să fiu eu, asta înseamnă autenticitate. Și când am văzut compania asta a noastră la care lucrez acum, că vrea să fie autentică, am zis, wow, fantastic. Oricum, eu încercam să fiu autentic și oricum eram eu cel care era acolo, indiferent de valorile unei companii sau ale altea. Dar să fii tu înseamnă că poți să reușești. Dacă nu ești tu, dacă joci un rol, e ca orice actor. Se termină rolul, se duce acasă și ești nefericit. Dacă n-ai un rol mai bun. Ăsta e primul lucru. Al doilea constă în a învăța. Am 38 de ani și inclusiv astăzi am învățat ceva. Pare că pe la vreo 60 o să mă hotăresc că am învățat destul și atunci o să trec la altceva să învăț, nu doar despre management și comercial și altceva. Iar ultimul lucru care mă motivează este să știu că cineva se gândește la mine. Se gândește la ce vreau, la ce vreau să ating, la ce vreau să dezvolt și că îmi permite mie să-mi exprim nevoile, dorințele. Iar aici unde lucrez astăzi, chiar sunt foarte motivat. Ele există. Termin cu Pygmalion. Am zis că încep cu Pygmalion, termin cu Pygmalion. Faceți-le orice freză veți. Faceți-le statuetele care vreți să devină, dar începeți. Și atitudinea creează viitor. Mulțumesc frumos! Cam atât am vrut să spun. Mulțumim foarte mult, Lucian! Cum reacționezi la eșecurile oamenilor din echipă? Mai ales acum în criză e destul de complicat, nu? Și ca om de vânzări e foarte greu ca toată lumea să atingă acele targete. Eu sunt fericitul posesor al unei experiențe pline de dealuri, de voi mai adânci sau mai puțin adânci, chiar de câteodată de lucruri abrupte. Și în 2002, mi se pare, aveam un GM, îl chema Gilles Raboy, probabil că unii și-l mai amintesc, care n-avea foarte, îmi pare rău că era bun, dar
mi-a zis un lucru extrem de interesant la un moment dat. Mi-a zis, atunci când e greu, fii mai aproape de ei. Atunci când vă e bine, lasă-i să zboare. Chestia asta m-a marcat. Și dintre toate lucrurile care le făcea sau nu le făcea, asta mi s-a părut genial. Mulțumesc!